Margit Cerban s-a născut în 1942 în județul Harghita. În copilărie și mai apoi în adolescență, nu s-a gândit că ar vrea să devină medic. Își dorea să fie arhitect. Îi plăcea matematica și se descurca bine la grafică. Părinții ar fi fost de acord cu opțiunea fetei lor dacă nu era bunica.